Liga 2, Concordia Chiajna, Steaua București, luni, ora 18, Digi Sport 1. Liga 1, CS Mioveni, Chindia Târgoviște, luni, ora 20:30 de minute, Digi Sport 1. În clasamentul din play-off, CFR Cluj este lider, cu un total de 42 de puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a doua, cu 37 de puncte. Helmut Ducadam, categoric în privința luptei la titlu, FCSB are șanse. Helmut Ducadam este de părere că FCSB are în continuare șanse la titlu, chiar dacă CFR Cluj are un avantaj oarecum liniștitor, de 5 puncte. Fostul mare portar consideră că jocul FCSB-ului s-a schimbat în ultima perioadă și arată ca o echipă omogenă, capabilă să-i pună mari probleme campioanei. Ultimele două meciuri chiar mi-a plăcut FCSB. Mult mai ambițioși jucătorii încearcă să fie mai altruiști. Sunt surprins în mod plăcut de felul în care joacă FCSB la ora actuală. Cu șanse nu foarte mari, dar acum pot să spun că sunt șanse la titlu. Până acum am spus că CFR a câștigat detașat, dar văzând jocul celor de la CFR și jocul lui FCSB, cred că FCSB are șansa ei, mică, dar o are, a declarat Helmut Ducadam la Fotbal Club. Gigi Becali, după victoria FCSB-ului smulsă în minutul 94. Dumnezeu a arătat că vrea să ne dea nouă titlul. Titlul era pierdut. Dacă dai gol la ultima secundă, la ultima fază a meciului, înseamnă că Dumnezeu e cu noi. Așa e semnalul din partea Domnului. El era pierdut. Suntem la mâna noastră, dar trebuie să bați Craiova și CFR Cluj. Nu. Trebuie să batem Craiova și CFR și Craiova să-i bată pe ei. Titlul era pierdut, așa că la ora asta numai Domnul dă. Dumnezeu așa a arătat că vrea să ni-l dea nouă, a spus Becali la AS.ro. Video rezumatul partidei FC Argeș, FCSB 2-3. Etichete titlu, Gigi Becali, Helmut Ducadam. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.